În fiecare zi încerc să vă determin să aveți un stil de viață sănătos. Ei, astăzi alături de mine este un invitat care se gândește și el la acest lucru din hobby, tocmai venit ca să ne arate ce înseamnă morile pentru a prepara făina acasă. Bine ați venit, domnule Manuel Popa este alături de mine. Bine te-am găsit, Florentina. Cum sunteți cu moara aceasta? Foarte familiar, eu abia aștept să văd cum funcționează. Atât de familiar încât nu vreau să fac eu, ci vreau să vă las pe dumneavoastră să o faceți, să vedeți cât de simplu poate să fie, deși sunteți prima dată în viață în contact cu așa ceva. Da, recunosc că n-am măcinat niciodată. Morărița astăzi. Bine, îi accept. Este un lucru foarte important. Oamenii tind din ce în ce mai mult să-și prepare acasă pâinea. Făina nu prea găsim noi de cea mai bună calitate, nu? Dar avem posibilitatea să avem acest aparat acasă. Într-adevăr, cu pachetul de mori de făcut făină integrală și combinat cu tipurile de semințe, de cereale diferite, încercăm să oferim celor care sunt preocupați de o sănătate proprie, de o alimentație sănătoasă, să le oferim soluția la pachet, practic. Își fac pâine acasă, le oferim și moara și automat și au făina integrală pentru cerealele pâine. Le comercializați împreună cu aparatul? Da, da, oferim la pachet acest lucru. Fie. Deci sau acest aparat care, când te gândești la moară, te gândești la ceva voluminos, ceva care să ocupe mult spațiu și să facă mult zgomot, nu? Corect. Dar nu este cazul. Acest aparat se găsește împreună cu cerealele și poate fi comandat pe site? Da, da. Facem vânzări online, Pronat. .ro, www.pronat.ro, produse naturale. Aici am cereale de tot felul. Asta este secara. Asta este secara. Asta este grâu. Alacu. Asta este soia. Și aici avem o combinație de șapte cereale presate sub formă de fulgi, care și ăștia pot fi de asemenea măcinați și transformați în pâine integrală. Deci dacă vreau să am o pâine integrală, pun fulgi ăștia de cereale în mașinărie și îmi fac o făină. De exemplu, dacă vreau o făină din șapte cereale, le am premixate în această combinație. Dacă vreau să am o pâine integrală doar din grâu, voi pune în moară doar semințele de grâu. Hai să vedem ce punem în moară. Sugerez să punem grâu, alac și secară. Alacul este un grâu mai seamănă cu alpacașul, da. Bine, și ce fac? Pun tot ăsta? Poate nu totul, să nu își piardă. Bun, hai să facem așa. Pun un pic. Da? Mai mult. Bine. Așa. Următoarea, te rog. Asta este cereala aceea grâu. Grâu, da. Bine, și aici în secară, nu? Secară, da. Ei, și veți face o pâine foarte sănătoasă, așa ca a noastră. Noi dar fiind moară, aici așa? O să facem un mare nor de făină acum. Ia să vedem, ia să mă văd morăriță. Ce fac acum? Îi dau drumul de aici, nu? Aici văd că este un reglaj, de aici se poate regla granulația făinei, se poate face o făină foarte, foarte fină. Așa. De altfel am preselectat la acea poziție în acest moment, dar se poate seta o granulație mai mare, mai grunsuroasă, făină grunsuroasă, care se poate folosi pentru musli. Deci dimineața la micul dejun, așa, ai cerealele sparte, da? poți să reglezi dimensiunea aparatului, așa, și dăm drumul, nu? Da. Gata? Poți să pui, moment, deci cel mai dificil lucru la această moară este să apeși pe buton. În rest știe să facă totul, da? Și după aceea să faci curățenie, că face ce un nor de făină. Ia să vedem. Ținem aici? Sau? Deci poți fie să pui capacul, fie să nu pui capacul. Dar dacă pui capacul, așa? Nu vezi ce se întâmplă. Dacă iei capacul, te poți zica înăuntru. Hai să vedem ce se întâmplă. Bine. Să înceapă... Thank you.
place la ea că e foarte frumoasă ca design, nu arată rău deloc în bucătărie, ba din potriva. Și nu e foarte zgomotată. Deci ai zis aveți că o să fie moara, de exact, asta am vrut să spun în ghilimele. Deci suntem obișnuiți când vorbim despre moare să fie un nor de praf de făină. Așa, și gustați rezultatul. Da? Da, mulțumesc. Jerome, o să facem clătite odată, nu? Este mult mai important pentru sănătatea noastră să ne facem făină acasă decât să luăm nu știu ce lucru ambalat. Gândiți-vă că la făină albă tot ce este valoros și de este scos, necesar, nu? Este scos, da. Aici rămâne integral bobul, exact așa cum ne-l dă mama natura și dăm organismului ceea ce de fapt a fost obișnuit mii sau zeci de mii de ani să consume, adică cereala integrală. Doamnelor, nu este greu să faceți pâine, nu este greu să faceți tot felul de preparate care necesită făină. Dacă aveți acasă o asemenea moară, va fi foarte simplu, pentru că veți face un preparat sănătos și gustos. Pentru că eu consider că e mult mai gustos să faci așa o gustos pâine, și sănătos, deopotrivă. Așa e, decât să luăm nu știu ce preparat. Spui, domnule Manuel Popa, că putem la fel de ușor să facem acest mix de cereale, nu? Iar asta e puțin. Dacă bebelușii nu avem ce să le pregătim, nu știu, nu avem altceva, facem un mix de cereale cu iaurt și le facem... Deci acest produs îl avem ca atare premixat. Așa? În care ponderea cea mai mare este grâu din el, dar sunt 7 cereale. Avem grâu, alac, orz, ovăz, porumb, soia și secară. Da? Boabele naturale sunt trecute prin valțuri și transformate în fulgi. Din acest fulgi putem să preparăm musli de dimineață. Așa, amestecând cu... Sau avem un premix pregătit să-l transformăm în făină pentru o pâine integrală din 7 cereale. Extraordinar! Nu uitați, doamnelor, intrați pe site, găsiți foarte multe informații. Cu ce se macină? Cu o piatră? Sunt două pietre naturale. Așa? Macinarea este după procedeul clasic și de demult. Așa? Foarte important și acest aspect. Aceste mori salzburgice, fabricate în Austria, respectă tradiția și naturalețea. Această moare este făcută exclusiv din lemn de fag. Nu avem nimic în afară de motorul din carcasa ei, nimic metal, totul este natural și este tratată cu ceară de albine. Ei, în așa fel încât totul să fie sănătos, totul natural. Foarte bine, mulțumim foarte mult, domnule Manuel Popa. Nu uitați, intrați pe site și găsiți informații despre acest produs foarte bun.